Vă salutăm, dragi prieteni! Ne bucurăm că din nou avem posibilitatea să studiem împreună. Deși timpurile pe care le trăim nu sunt uh, timpuri atât de bune, uh, veștile pe care le auzim în presă, în mass media, sunt destul de tulburătoare pentru mintea noastră. Însă îi mulțumim lui Dumnezeu că nu suntem fără speranță, îi mulțumim că ne-a lăsat scrisoarea lui de dragoste Biblia pentru noi. Și avem posibilitatea ca în aceste timpuri să ne ancorăm și mai mult în cuvântul său. De aceea ne dorim ca să studiem acest cuvânt mai cu atenție, să vedem uh, diamantele prețioase pe care Dumnezeu le-a lăsat pentru dezvoltarea noastră, uh, nu doar la nivel intelectual, ci uh, la nivel uh, al trăirii noastre. De aceea ne dorim ca să dezbatem, cum uh, anunțam și la încheierea emisiunilor din Cartea Caletre Hristos vorbeam despre faptul că o să discutăm despre pildele Domnului Hristos dorim ca aceste pilde pe care le-a spus Domnul Hristos să le dezbatem împreună, să avem posibilitatea să vedem ce vrea Domnul Isus Dumnezeu să ne transmită prin acest cuvânt din partea sa. De aceea vă mulțumim că ați ales să fiți împreună cu noi. Dorim ca să avem la început un moment de rugăciune, de călăuzire din partea Duhului Sfânt, de aceea vă invităm la un moment de rugăciune. Iubitul nostru Tată, în aceste momente stăm înaintea Ta pentru a-ți mulțumi că suntem atât de prețioși în ochii Tăi. Îți mulțumim pentru faptul că suntem ocrotiți de Tine, Îți mulțumim că, în mijlocul furtunii, tu te arăți și ne spui că suntem în siguranță alături de tine. Și ajută-ne ca și în această seară, când suntem înaintea cuvântului tău, acest cuvânt să fie frânt și în inimile noastre și să aducă rod spre slava ta. Binecuvintează persoanele care sunt alături de noi în această seară. Te rugăm să le binecuvintezi cu prezența ta, cu călăuzire din partea Duhului Sfânt, astfel încât acest mesaj. Să nu fie doar la nivel intelectual înțeles, ci să fie printr-o trăire practică, înțeles și practicat în viața noastră. Rămâi cu noi în aceste, în aceste momente de studiu și vrem ca voia ta să fie îndeplinită în viața noastră. Fie lăudat, Tată, prin Domnul Isus și prin Duhul Sfânt, am rugat. Amin. 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 Suntem mulțumitori lui Dumnezeu că avem această hrană spirituală deosebită. Dumnezeu are mesaje speciale pentru noi. El nu face nimic fără să-și destăinuie planurile sale. De aceea îi mulțumim că nu ne-a lăsat în necunoștință și avem posibilitatea ca să dezvoltăm acest cuvânt al lui Dumnezeu într-un mod deosebit. Atunci când citești superficial cuvântul lui Dumnezeu, pare că nu e chiar atât de profund. Dar atunci când citești și recitești și te rogi lui Dumnezeu parcă simți că Dumnezeu are ceva să-ți transmită. De aceea în seara aceasta Dumnezeu are ceva să vă transmită dumneavoastră. Și în toate emisiunile noastre dorim ca călăuzirea lui Dumnezeu să fie aceea care să miște inima noastră pentru că este timpul ca fiecare dintre noi să lăsăm ca acest adevăr pe care Domnul Isus l-a transmis când a fost pe pământ să fie trăit în viața noastră. În această seară am alături de mine pe pastorul Gigi Cojocaru și pe pastorul Daniel Palan. Și împreună dorim ca să dezbatem o primă pildă pe care Domnul Hristos a spus-o atunci când a fost pe pământ. Dar înainte de aceasta vreau să vă anunț că fiecare dintre dumneavoastră aveți posibilitatea de a adresa întrebările dumneavoastră, poate aveți o anumită interpretare sau un anumit gând pe care doriți ca să îl transmiteți. De aceea aveți această posibilitate ca la numărul afișat pe ecran pe WhatsApp să ne transmiteți gândurile dumneavoastră, iar în emisiunile ulterioare vom dezbate gândurile dumneavoastră, întrebările dumneavoastră, precizările dumneavoastră. Vă mulțumim și de asemenea, dacă nu sunteți încă abonați la canalul nostru de YouTube, vă rugăm ca să faceți pentru a fi uh, informați de toate emisiunile noastre și pentru a putea să scrieți și pe chatul nostru. Și Dumnezeu să vă binecuvinteze. Distribuiți acest mesaj la prietenii dumneavoastră, astfel încât această sămânță a adevărului să ajungă și în sufletele altor persoane. Vreau ca la început să citesc această pildă pe care Domnul Hristos a spus-o în Matei capitolul 13, citesc de la versetul 1 în jos în felul următor. În aceeași zi, Isus a ieșit din casă și ședea lângă mare. O mulțime de norade s-au strâns la el, așa că a trebuit să se suie să șadă într-o corabie, iar tot norodul stătea pe țărm. El le-a vorbit despre multe lucruri din pilde și le-a zis, iată, semănătorul a ieșit să semene. Pe când semăna el, o parte din sămânța a căzut lângă drum și au venit păsările și au mâncat-o. O altă parte a căzut pe locuri stâncoase, unde n-avea pământ mult, a răsărit îndată pentru că N-a găsit un pământ adânc, dar când a răsărit soarele, s-a pălit. Și pentru că n-avea rădăcini, s-a uscat. O altă parte a căzut între spini. Spinii au crescut și au unecat-o. O altă parte a căzut în pământ bun și a dat roadă, un grăunte a dat 100, altul 60 și altul 30. Cine are urechi de auzit, să audă. De ce a ales Domnul Isus să vorbească oamenilor din timpul său? Și credem că a ales să vorbească nu doar din timpul său, ci ne vorbește chiar nouă și este actual acest cuvânt și pentru noi astăzi. Și o să vă întreb de ce este actual și pentru noi astăzi? De ce a ales Domnul Isus să vorbească în pilde? De ce nu a ales Domnul Isus să le vorbească într-un mod direct, într-un mod poate uh, mai elevat și Domnul Iisus a ales să vorbească în lucruri extraordinar de simple, care par uneori prea copilărești. Uh, cred că motivul principal pentru care Domnul Iisus a ales să vorbească în pilde uh, și pildele acestea pe care Domnul Hristos le folosea erau uh, din uh, lucruri obișnuite, cu care erau obișnuiți, cum este pilda asemănătorului și în oriențe se mânase, se cera, pilda cu păstorul și alte pilde pe care Domnul Cristul le-a lăsat, pentru că atunci când oamenii vedeau asemenea priveliști, asemenea imagini, își aduceau aminte despre Domnul Hristos. Și cred că mai dorea să Domnul Hristos să le vorbească în pilde pentru a le trezi și interesul ca oamenii să dorească să înțeleagă mai mult din ceea ce El vrea să le spună. Dacă l-ar fi vorbit așa, într-un mod, așa cum spuneai tu, unii înțelegeau, alții poate mai puțin înțelegeau. Dar în momentul în care le vorbea lucruri simple, pe ei îi făcea curiozitatea să dorească să înțeleagă mai mult ce vrea Domnul să, să le spună în, în astfel de pilde. Esențialul. Da. Și este uh, parcă actual și pentru noi astăzi. Și astăzi când vine primăvara și când semeni, uh, dacă ai citit Scriptura, inevitabil ți-aduce aminte de pilde asemănătorului. Da Și de multe ori poate spui întrebarea, oare de ce a semănat omul acesta în acest loc, când nu vezi că nu, nu este nicio șansă ca să aducă rod. Și de asemenea Domnul Isus dorea ca să este acea vorbă, nu-ți dă mură în gură. Adică Dumnezeu uh, stimulează uh, gândirea noastră ca să ne folosim creierul nostru și să gândim, să vedem, să descoperim ceea ce el a vrut ca să Evident. ne transmită. Da. Sunt actuale și pentru noi astăzi? Cu siguranță. Cuvântul lui Dumnezeu este de actualitate Nu-i prea depășit. Adică, astăzi avem termeni inteligența artificială, ce să vorbim despre o sămânță. Da. Deci. E, Biblia spune că Dumnezeu a ales lucrurile slabe ale lumii, a ales vorbirea simplă, pentru ca prin ea, prin valoare ei, să facă de rușine pe aceea zisă modernă de astăzi. Și de aceea cuvântul lui Dumnezeu are o valabilitate maximă și în zilele noastre, pentru că nici mai mult, nici mai puțin cuvântul pe care îl rostește este duc și viață. Este putere nu este doar o literă moartă, așa cum obișnuiesc oamenii cum să facă propagandă, să se măgulească unii pe alții sub nicio formă. Cuvântul lui Dumnezeu este putere și de aceea el are valabilitate maximă pentru suflet, este valabil și în zilele noastre și aceea care se apleacă asupra lui, aceea vor putea descoperi cu adevărat mari bogății. Vreau să amintesc faptul că felul de vorbire al Domnului Hristos, cumva făcea o alegere între oameni. Aceia care erau interesați, chiar dacă Domnul Isus vorbea în pilde, când aveau posibilitatea, veneau mai aproape și întrebau. Cereau explicații suplimentare. Însă cei ignoranți se mulțumeau că a ascultat o cuvântare a Domnului Hristos, deși n-a înțeles-o și prin aceasta plecau în felul acesta. Dar cei care erau interesați, ca și ucenicii care întrebau ulterior pe Domnul Hristos să le explice pildele pe care le rostea, tot la fel și cei din fața Domnului Hristos, ascultătorii săi care erau interesați, îl întrebau mai de aproape. Și atunci se făcea o clasificare a celor interesați față de acelor ignoranți. Și în felul acesta Domnul Hristos putea să deosebească prin cuvântările sale, prin vorbirile sale, pe aceia care erau cu adevărat interesați de mântuirea lor. Da, orice pildă pe care a spus o Domnul Hristos avea un fir roșu și uh, aș vrea să vă întreb care este personajul central sau subiectul central al acestei pilde pe care a spus o Domnul Hristos. Cine este în centrul ei? Semănătorul, sămânța, pământul, care este în centrul? Ce părere aveți? În cadrul pildei semănătorului, valoarea maximă are atât sămânța, cât și terenul peste care cade, pentru că doar uh, ambele împreună pot să aducă un rezultat bun. Uh, sămânța evident poate să dea un randament maxim atunci când uh, are condiții optime de dezvoltare, când terenul în care cade este bun. Așa că uh, împreună pot să aducă un rod bun spre slava lui Dumnezeu și spre salvarea sufletului. Mă gândesc că la întrebarea asta ar trebui amintit și de semănător. Dacă și sămânța are o importanță și pământul, am văzut și vom vedea că este foarte important, dar cred că important este, sau foarte important este și semănătorul care seamănă, pentru că semănătorul reprezintă pe Domnul Hristos acela care vrea să semene, sămânța Evangheliei, vestea bună în inimile fiecăruia dintre noi. Uh, sigur, uh, important semănătorul, importantă sămânța, important uh, solul în care ajunge. Uh, cine este acest semănător? Aminteați ceva despre semănători. Cine este semănătorul în această pildă? Este Domnul Hristos? Suntem noi ca și oameni semănători? Sau uh, doar Dumnezeu, Domnul Isus. Semănătorul în această pildă, ca personaj principal, este Domnul Hristos. Pentru că, de fapt, așa cum spuneam, El a venit ca să aducă Vestea Bună, Evanghelia și încă de la început, de când a căzut prima pereche, El a oferit nu, speranță, a oferit sămânța aceasta de încredere oamenilor care erau desnădăjduit primei perechi. Numai că și noi preluăm, din exemplu Domnul Hristos și noi la rândul nostru, suntem chemați și noi să semănăm așa cum semănă El, care, care de fapt El este modelul nostru. Învățând de la El și noi semănăm. Da, clar. În fiecare clipă, ca și părinți, semănăm în copiii noștri, semănăm în jurul casei noastre și avem o influență. Spunea Petru, uh, să vestiți puterile minunate ale celui ceva ce ce chemat din întunerile la lumina sa minunată. Dumnezeu ne dă această împuternicire și nouă ca să fim parte a acestei acțiuni, astfel încât să nu fie doar bucuria Domnului Hristos, ci să fie și bucuria, bucuria noastră. Și mai este o idee pe care vreau să o amintesc, că zice că se semănă în pretutindeni, de-a lungul apelor și oriunde, deci asta este mesajul, deci ori de câte ori avem posibilitatea, E frumos să spunem mesajul acesta pe care l-am primit despre Evanghelie, așa cum spuneam Vestea Bună, speranța și înădejdea tuturor oamenilor. Pentru că de asta a Domnul Hristos să o aducă. De ce este nevoie ca să fie semănată sămânța aceasta? Mulți oameni spun, oricum mie nu mi a fost sortit să am parte de mântuire. Ție ți-a fost dat, ție, harul ăsta. De ce este nevoie ca să fie semănată această sămânță? Nu? Dumnezeu a pus sămânța în fiecare, într-unul nu a pus-o. De ce este nevoie să fie semănată această sămânță? Tocmai de aceea această pildă oferă, să zicem, multe, multe feluri de pământ peste care cade. Și omul trebuie să cunoască, trebuie să știe care este menirea și datoria lui pe pământ și după aceea este problema personală de hotărâre, dar Dumnezeu are în planul Lui ca orice om să cunoască datoria lui față de Dumnezeu. Și de aceea Dumnezeu trimite cuvântul Său ca pe o sămânță în mințile, în inimile oamenilor. Și acum de calitatea solului peste care sămânța cade depinde și rezultatul și rodul adus. Așa că unii oameni care doresc, care au teamă de Dumnezeu și doresc mântuirea, se interesează, strâng cuvântul lui Dumnezeu în inima lor, cum spune David, și îl fac să aducă rod. Alții care sunt ignoranți îl pun la spate, practic, nu le-a în considerare. Alții nu le place, vor altceva. De aceea Dumnezeu intenționează ca această Evanghelie mântuitoare să ajungă la orice ureche omenească pentru ca omul să se poată de să decidă într-un fel sau altul. Și atunci, după, se de după ce se decide, Dumnezeu va lua o hotărâre asupra respectivului Suflet. Deci planul lui Dumnezeu este acesta ca orice ureche omenească să audă. Să audă uh, auzirea aceasta este practic simbolizată prin aruncarea seminței. Și ceea ce face omul, mintea lui, cu sămânța aceasta adevărului, va depinde de destinul lui veșnic după aceea. Să rămânem puțin la această idee a semănătorului. Uh, necesită ceva investiție din partea semănătorului ca să arunce sămânța? Uh, nu e mai comod, nu era mai comod pentru Domnul Hristos să rămână în ceruri să nu-și asume niciun risc. Și El totuși a ales ca să părăsească cerul să iese din zona, să iasă din zona lui de confort și să vină în lumea noastră. Necesită asemăna Sămânța un anumit risc? Uh, da. un necesit... sacrificiu. Sau... Da, asta vreau să spun. Necesită un risc, necesită o sacrificiu, necesită de fapt. Uh, uh, o lucrare specială de făcut, o investiție. O investiție, da, mulțumesc, uh, <coughs> pentru că Domnul Cristos, uh, așa cum spuneam, făcea referire chiar uh, la ceea ce se întâmpla. Deci, în Orient, oamenii, uh, datorită situației care acolo trăiau în uh, anumite cetăți, uh, ca să fie mai protejați, Cetățile erau împrejmuite, și oamenii, când mergeau să lucreze pe pământ, ieșeau din cetății și se mânau, și se vedeau oamenii care ieșeau la muncă. Domnul Hristos a ieșit, așa cum spuneai, din confort, de acolo, din poziția pe care o avea, și a venit ca să ne poată salva aici, de unde suntem, de unde suntem noi. Hmm. Nu se poate, gândindu-ne la, la parabola noastră și la ceea ce spuneam pământul trebuie să fie lucrat, pământul trebuie investit în, în, pământul acela, pământul trebuie îngreșat. Nu? nu poți, cumva, cum se întâmplă astăzi, să stai la butoane și să faci mai ales pământul. Nu poți să lucrezi așa. Trebuie să mergi acolo, să depui efort, să depui sudoare, nu? Ca să... Asta. Cred că trebuie cumva amintit și specificat, mă gândesc, Uh, tot ceea ce simbolizează această pildă, cred că n-am uh, uh, făcut lucrul acesta, dacă sămânța este cuvântul lui Dumnezeu, nu? Uh -huh. Dacă semănătorul este Domnul Hristos, pământul, fie că, așa cum citeam, este drum, un drum bătătorit, fie că este un loc stâncos, fie că este între spini, sau este un pământ bun, reprezintă inima și persoana fiecăruia dintre noi. Și de aceea Domnul Hristos a venit să lucreze împreună cu fiecare dintre noi. Deci nu de la, nu la, nu de la depărtare, nu la, de la distanță, pentru că așa am fost noi creați. Când simți pe cineva că este lângă tine, că este aproape de tine, că împarte cu tine povara, nu? este cu totul, cu totul diferit. Și avem chiar exemple din Sfânta Scriptură atunci când Abraham a fost chemat la o misiune specială, el a fost chemat să iese. Nu? Să meargă și să semene sămânța. El nu putea să, de acolo din Haldea, să, la păgânii pe unde el a fost să, să semene sămânța. Ce acolo, nu? Le-a lăsat un exemplu, acolo a zidit altare, acolo se închina lui Dumnezeu. Oamenii ăștia au văzut modul lui, nu? De raportare. Pavel, la fel se amintește despre el, că și el a fost chemat și spunea, după ce a primit această chemare și acceptarea chemării, că a fost trimis și te voi trimite la neamuri ca să mergi și să împarți cuvântul pe care tu l-ai înțeles și l-ai primit de la mine. Dragi ascultători, cât de important este ca să înțelegem faptul că Dumnezeu ne cheamă pe noi ca să ieșim din zona noastră de confort și aceasta este una dintre primele lecții ale acestei pilde de multe ori poate spune nu sunt eu responsabil de aceasta nu sunt eu cum spunea Cain nu sunt eu păzitorul fratelui meu dar Dumnezeu ne-a lăsat pe noi ca să ieșim din zona noastră de comoditate v-a lăsat pe dumneavoastră și fiecare în locul în care suntem ca să ieșim și să semănăm sămânța de aceea Dumnezeu să ne ajute ca să înțelegem că Dumnezeu ne cheamă pe noi ca să fim responsabili și pentru o vreme ca aceasta Dumnezeu ne-a ales ca să fim copiii săi în această lume. Revenind la discuția noastră, vorbeam despre faptul și aminteați un element, sămânța, și spuneați că sămânța este cuvântul lui Dumnezeu. De unde ați ajuns la această concluzie că sămânța este cuvântul lui Dumnezeu? Aveți vreo bază care să spună că sămânța este cuvântul lui Dumnezeu? Poate să fie altceva sămânța? Cu siguranță că avem bază biblică în capitolul 1 din Evanghelia după Ioan. Spune acolo că la început era cuvântul și cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu. Nu? Deci putem să spunem cu claritate și cu toată convingerea că Dumnezeu își trimite cuvântul său peste pământul inimilor oamenilor ca să producă rod. Orice acțiune trebuie să aibă ca urmare o recoltă, un rezultat bun. La fel și Dumnezeu. Și un lucru încurajator, o promisiune a lui este că, așa cum ne spune el în Biblie, cuvântul lui, când este aruncat, nu se întoarce la el fără rod. Indiferent că aduce mai mult sau mai puțin, 30, 60 sau 100, dar aduce rod sunt și inimi care resping acest cuvânt și care într-adevăr nu l agrează. Dar în acele inimi care este primit cuvântul, cu siguranță că aduce rod. Deci Dumnezeu își trimite cuvântul său peste pământ și aceia care vor să beneficieze de el, Pot să-l îmbrățișeze, acest cuvânt aminteam că are putere de viață, are putere să schimbe inima dintr-una firească, păcătoasă, într-o inimă curată, neprihănită, așa că este de maxim folos pentru om să primească acest cuvânt al lui Dumnezeu în inima lui, să-l trăiască ca să poată să ajungă la rodire. Da. da. Și cuvintele de Domnului Hristos în Luca. 8 cu 11 spunea, iată ce înțeles are pilda aceasta, sămânța este cuvântul lui Dumnezeu. Absolut. Deci nu putem să avem uh, altă uh, descoperire cu privire la ce este sămânța decât cuvântul lui Dumnezeu. De ce totuși oamenii uh, lasă de multe ori la o parte cuvântul lui Dumnezeu, care este sămânța. Și de multe ori oamenii merg cu cuvinte pe care le-a spus cineva, cu cuvinte pe care le-a spus un... Uh, patriarh, un om învățat, un... Și lasă uneori sămânța aceasta care este cuvântul lui Dumnezeu și merg cu tradiții, cu obiceiuri. Au și acestea puterea să, sau sunt acestea recunoscute ca sămânța lui Dumnezeu care ar trebui să fie semănată sau doar cuvântul lui Dumnezeu este sămânța? Așa cum cred că se obișnuiește și în lumea noastră de zi cu zi, Uh, și ne-am obișnuit, este și sămânță, nu? Modificată genetic. Modificată și... genetic și este și sămânță pură, sămânță bună, nu? Uh, original. De... original, bine spus. Uh, cuvântul lui Dumnezeu este sămânța originală. Iar uh, așa cum de la început dușmanul lui Dumnezeu, Satan, uh, s-a răspuns culat împotriva lui Dumnezeu, a continuat această răscoală și a venit pe pământul acesta să denatureze pe Dumnezeu și chiar cuvântul lui Dumnezeu. Și el a venit cu minciuni de la început, după aceea a venit la oameni cu tradiții, cu filozofii din astea omenești, cu fel și fel de invenții din astea omenești. Dar dacă vrem să avem... Sămânța adevărată este Cuvântul lui Dumnezeu. Dacă vrem să știm adevărul și adevărul acesta, pentru că de aceasta Domnul Hristos a venit, așa cum spuneam în lumea noastră, a prezentat acest adevăr direct, sacru, l-a prezentat chiar prin oamenii aleși de El. Scopul a fost ca uh, oamenii să ajungă din nou la planul original, să ajungă la perfecțiunea cu care l-a creat pe oameni. Și doar cuvântul acesta pur, nu? care poate să schimbe, să transforme, să sfințească, acesta este care ar trebui să fie luat în considerare și se găsește în uh, Sfânta Scriptură, de fapt în cuvântul lui Dumnezeu cum este numit. Credeți că uh, au vreo putere Uh, aceste reguli, aceste datini, aceste uh, obiceiuri pe care le țin oamenii ca să-i conducă la un moment dat să cunoască adevărata sămânță, uh, are vreun beneficiu faptul că omul uh, ascultă de anumite reguli puse de oameni și nu ascultă de Cuvântul lui Dumnezeu? Deci Cuvântul lui Dumnezeu creează. Pot să creeze uh, și aceste datini și obiceiuri pe care le țin oamenii astăzi? Sau doar e o formă de religie prin care oamenii sunt ținuți în frâu și.? Este doar o formă de religie. Uh -huh. Este ceva care să liniștească conștiința, să liniștească sufletul, că faci și tu ceva. Dar doar cuvântul lui Dumnezeu, care este viu, spune și lucrător, acela poate ca să transforme, acela poate ca să schimbe. Pentru că Dumnezeu este viață. Și cuvântul, face Domnul Hristos afirmația pe care vi-l spun eu, este Duh și viață. Să ne ajute Dumnezeu ca să transmitem cuvintele lui Dumnezeu, să ne ajute Dumnezeu ca să fim pregătiți să ducem mai departe această sămânță și să nu ducem teoriile noastre, speculațiile noastre, să ducem alți autori la oameni, ci să-L ducem pe Domnul Hristos, să ducem cuvântul Său, pentru că acesta are putere. Pentru că altfel ne vom ghida după alte lucruri și vom semăna, spunea la un moment dat cuvântul lui Dumnezeu, vânt, și vom secera furtuna. furtuna. Ceea ce semănăm, aceea vom și culege. Noi ne așteptăm să semănăm în firea noastră pământească, în faptele noastre și ne așteptăm să culegem în nepriganire cele mai minunate rezultate. Da? Ce semănăm, aceea vom secera. Vorbind despre, aminteați despre un alt element, pământul. Ce este acest sol despre care se vorbește în această pildă? Am vorbit despre semănător că este Domnul Hristos, că suntem și noi responsabili. Vă trimit, spunea Domnul Hristos, și pe voi. Am vorbit despre sămânță că este cuvântul lui Dumnezeu care are o putere transformatoare. Cu alți autori, dacă îi citești, nu te întâlnești cu atâtea lucruri care să transforme viața ca și cuvântul lui Dumnezeu. Și vorbim acum despre pământ și aminteați puțin că este inima omului, că fiecare persoană. Puteți să spuneți mai mult așa despre acest pământ? De ce un om are un fel de pământ, altul are un alt fel de pământ? De ce la unul este cos, la unul este lângă drum? Ce l-a făcut pe om să fie așa? Este responsabil omul de felul în care arată pământul din inima lui? Sau dacă Dumnezeu m-a creat pe mine într-un pământ de, asta de drum, sau sunt stâncos eu, așa m-a făcut pe mine Dumnezeu. Ce sunt eu responsabil sau ce să fac eu? Ha, da, aici este puțină de discutat, în sensul că, așa cum știm și este relatat în Sfânta Scriptură, uh, mi-a plăcut ideea aceasta pe care un om foarte înțelept a spus-o, că Dumnezeu i-a făcut pe oameni fără prihană, dar ei uh -huh. se schimbă și zice unii umblă cu multe lucruri concrete, zice acolo cu multe minciuni sau multe bicleșuguri. șireticuri, vicleșuri, exact. Uh, mai sunt și uh, problema aceasta că noi moștenim anumite, uh, prin ereditare, anumite tendințe. Uh, altele le cultivăm, pentru că ne place, gustăm odată și ne-a plăcut și ne obișnuim așa. Problema este cea mai importantă că prin sămânță se dă posibilitatea tuturor de schimbare, de transformare, să ajungă un ideal. Adică Dumnezeu nu ne-a predestinat niciodată. Chiar dacă ne-am născut cu anumite tendințe, așa cum spuneam, și poate reprezentăm un, un, pământ bătătorit, o autostradă, nu? Am putea spune. Care și asta are o simbolistică. Vom studia la momentul și vom aminte la momentul special. Sau poate, eu știu, un pământ între spini. Care și asta are o simbolistică. Totuși, sămânța este oferită. Și sămânța aceasta, dacă dorim cu adevărat să o primim în viața noastră și îl lăsăm prin Harul lui Dumnezeu, puterea transformatoare a Harului, ea ne poate, ne poate modela și ne poate schimba. Da, minunat spunea la un moment dat Osea și Ieremia de asemenea da. și spunea deseleniți-vă un ogor, un ogor nou. Și spune aici în Ieremia, capitolul 4, versetele 3 și 4: deseleniți vă un ogor nou și nu se mănați între spini. Tăiați-vă în pentru Domnul, tăiați-vă în inimile. Deci ce este solul, care este solul, este inima, inima noastră, noastră. Suntem, suntem noi. Și uh, nu putem să-l tragem la răspundere pe Dumnezeu sau să tragem la răspundere pe părinții noștri, pe strămoșii noștri, că suntem născuți așa, pentru că noi alegem ca să trăim în continuare într-un sol întărit. Uh, uh, noi alegem ca să cultivăm în continuare uh, păcatul, alegem ca să avem uh, uh, tendințele noastre cu care am fost născuți sau moștenirea genetică. Dar Dumnezeu ne îndeamnă seleniți-vă, adică să-l să iei și să-l pregătești acest sol. Și-l putem noi pregăti? Sau ne ajută Dumnezeu? Cum ne e? ajută Dumnezeu. Nu putem să o facem singuri. Uh -huh. uh, doar cu ajutorul lui Dumnezeu. El are acea putere de transformare. În el este acea putere de schimbare a noastră. Da, deci să-l lăsăm pe Dumnezeu ca să ne ajute la această Evident. lucrare, să nu rămânem, cum era acea vorbă, mai nu fi atât de încuiat, nu fi atât. Să nu rămânem încuiat, să nu rămânem într-un sol așa cum poate credem că ne-am născut cu acest sol, ci să-l lăsăm pe Dumnezeu ca să ne ajute ca să fie transformată în viața noastră și să aducă rod de cuvântul său în noi. Vi se pare această semănare a seminței lui Dumnezeu uh, făcută după niște principii sau este făcută într-un mod haotic? Uh, în această lucrare pe care o face Dumnezeu de semănare a seminței, folosește Dumnezeu forța? Nu. Nu, sub nicio formă nu folosește forța. Dumnezeu... Păi dacă nu vreți, vă arde focul, dacă nu vreți, vă... Dumnezeu lucrează într-un mod regulat, într-un mod ordonat. De fapt, ordinea aceasta este o regulă primordială a cerului și planul de mântuire pe care el l-a lansat atunci când omul a căzut în păcat este un plan bine definit, pus la punct din toate punctele de vedere și el îl aplică asupra oricărui suflet care se deschide. La discuția anterioară vreau să adaug faptul că este esențial ca omul să vrea să fie schimbat. Dacă este un pământ stâncos, dacă inima lui este tare, dacă inima lui este preocupată de grijile lumii simbolizată în pildă prin spini, nu? El poate să procedeze la schimbare doar prin voință personală. Dumnezeu nu poate să-l oblige, ci doar îl inspiră, îl înduioșează, îi demonstrează că starea lui nu e bună și are nevoie de schimbare, însă numai atunci când omul zice Doamne vreau să mă schimb, atunci Dumnezeu începe și acționează în inima lui și pe tărâmul inimii lui și atunci inima lui bătătorită și împietrită devine un sol fertil un sol în care să poate să crească o sămânță semănată, să crească spre slava lui Dumnezeu. Deci este esențial ca omul să vrea. Și atunci Dumnezeu poate face totul pentru el și lucrul acesta este spre binele lui dacă îl acceptă. Da, vorbim despre acest principiu, felul în care seamănă Domnul Hristos de ce nu ne forțează Domnul Isus Dumnezeu? De ce nu vine la noi cu forța? Pentru că ar avea puterea asta să ne forțeze și să vină să spună, hai păi, că spun aici să mânță și te fac să aduci rod și... De ce nu folosește Dumnezeu și seamănă pașnic, liniștit, sunt adierile, cum vorbea la Cuvântul Dumnezeu, adierile dulce ale Duhului Sfânt? Este acesta un semn că suntem poporul lui Dumnezeu de felul în care promovăm acest cuvânt al lui Dumnezeu, folosim așa agresiv, cum ar trebui să intrăm la oameni, cum ar trebui să abordăm oamenii în jurul nostru. Iisus spunea, fiți înțelepți ca șerpi și blânzi ca porumbei, vă trimit ca pe niște oi, nu ca pe niște lupi în mijlocul oilor. Cum ar trebui să fie această semănare astăzi ca și poporul lui Dumnezeu? Uh, cred că ar trebui să fie Sau părinții asupra copilului. semănat așa cum a semănat și Domnul Hristos. Domnul Hristos a venit și a oferit dragoste, a oferit compasiune. Uh, Așa cum spuneam uh, anterior, el a părăsit cerul și a venit aici să ne ajute, să fie alături de noi, să împărtășească personal uh, din uh, încercările, nevoile pe cu care omul se confruntă aici. Și de aceea, uh, omul este lăsat această libertate de a accepta, al accepta pe ele sau nu-l accepta. Uh, de fapt împărăția lui Dumnezeu este bazată pe dragoste. De fapt Dumnezeu este dragoste. Și dragostea niciodată nu obligă, nu forțează. Nu, nu produce durere, nu? ca să ajungă undeva. Ci dragostea este dragoste, nu? Da. Să ne ajute Dumnezeu, dragi părinți, dragi prieteni, ca să înțelegem ce înseamnă acest cuvânt al lui Dumnezeu și cum ar trebui să semănăm să semănăm în pace, în liniște și să predicăm acest adevăr care poate uneori chiar doare uneori, cum spunea Ieremia când l-am gustat, cum a fost? Dar când l-am înghețit a fost... La început a fost dulce, după aceea da, ce mi-a da. Uneori acest cuvânt al lui Dumnezeu poate nu pare atât de dulce uneori pentru noi, dar să vorbim așa cum spunea Domnul, Apostolul, Mustră, ceartă, dar cu toată blândețea și cu toată învățătura. Haideți să vorbim despre un alt principiu. Acest principiu al semănătorului lucrează din exterior spre interior sau din interior spre exterior? Ce ziceți? Deci, principiul acesta al semănătorului este un principiu care lucrează din lăuntru în afar. Uh -huh. Sămânța aruncată în pământ nu se mai vede, dar ea nu stă acolo ea produce ceva. Și cuvântul spune că întâi un fir verde, după aceea un spic și apoi grâul de plin în spic. Deci sensul lucrării este din lăuntru în afară. Spunea Domnul Hristos fariseilor din timpul său, zicea, fățarnicilor curățiți mai întâi partea interioară a blidului și după aceea și exteriorul va fi curat. Noi oamenii avem tendința să părem pe din afară ca oamenii vlavioși, religioși, pe când în interiorul nostru nu este atâta religie și curăție, dar ar trebui să ne preocupe mai mult curăția interioară. Asta îi place lui Dumnezeu, asta este esențial pentru noi și atunci când inima unui om este sinceră, când inima este bună, când în ea sălășluiește dragostea lui Dumnezeu, nu mai trebuie comentarii, pentru că se vede de la sine că este ceva nobil, ceva ceresc. Dar oamenii, așa cum aminteam, au tendința să se cosmetizeze pe exterior și să arate cam cine nu sunt. În ceea ce ne privește, ca și creștini, ca și copiii lui Dumnezeu, avem datoria să purtăm de grijă inimilor noastre. De fapt, Biblia spune păzește-ți inima mai mult decât orice. Mai mult decât exteriorul, să zicem, pentru că din ea ies izvoarele vieții, de acolo ies lucrurile bune și mai puțin bune, dacă din nefericire sunt și din acestea. Deci, inima, care este terenul pe care se dau cele mai aprigi bătălii între bine și rău, ar trebui să fie obiectul principal al grijii noastre, pentru că dacă inima noastră este curată și iubitoare față de Dumnezeu, atunci mântuirea ne surde în față. Da, deci lucrează din interior spre Absolut, exterior, sigur. este semănată pașnic. Haideți să mai privim la un alt aspect. Nu vi se pare o mare risipă? Vă aduceți aminte că la un moment dat Domnul Hristos făcea o faptă și la un moment dat unul dintre ucenici, ucenici zice fie risipă. Nu vi se pare o risipă? Adică semănătorul seamănă. seamănă. Aruncă. Și pe Aruncă. drum, și pe stâncă, și... Nu e risipa asta prea mare de hart. Doamne, mai... Sau când facem anumite fapte, ce lasă, băi, vezi că e risipă de har, e risipă de bani, e risipă de timp, nu o mai pierde timpul. Pentru că vorbim în contextul acesta al pildei semănătorului și al seminței, tot de ce cred că trebuie să tragem o învățătură. Omul care are sămânța poate să o țină pentru el și familia lui și să o consume. Da? Și la un moment dat se epuizează, se termină. Pentru că asta este legea, nu? Un om înțelept, un agricultor înțelept, nu? o parte o seamănă, da? o aruncă. O aruncă. Pare că este aruncată. El nu știe dacă ur, ur, timpul care va fi, da? va fi ploaie sau poate să fie ploaie multă și sămânța să putrezească sau să nu fie ploaie deloc și să nu aducă rod, dar el aruncă sămânța. Aceasta, nu? Și prin harul lui Dumnezeu, prin bunătatea lui Dumnezeu, dă la vreme potrivită, la timp, chiar dacă de multe ori și mai întârzie, cele necesare, ploaie, lumină, soarelui, căldura, toate acestea care contribuie și aduce rod, nu? Și dacă acolo, dintr-o sămânță, se spunea, citeam acolo că un, o sămânță a mai adus încă 30, alta a adus încă 60, alta a adus încă 100, da? acolo unde a, fost, unde a, fost, pământ bun și unde a fost acceptat, pentru că așa învățam că el nu o forțează și lasă omului libertatea. Deci pare și harul lui Dumnezeu pare o risipă. În marea majoritate oamenilor sunt indiferenți la acest har. Marea majoritate a omenirii nici, habar nici nu habar n-au, nici nu-i interesează despre jertfa Domnului Hristos, despre sacrificiul pe care l-a făcut, oferta cerului nu? pentru veșnicie, pentru uh, ca oamenii să se pregătească pe, pe, pământul acesta și să primească acest dar, viața veșnică. Și totuși el ofer. A venit pentru puțin și e o idee foarte frumoasă pe care vreau să o amintesc un scriitor inspirat. Dacă un singur om ar fi fost salvat în lumea noastră, el nu ar fi considerat că este prea mare sacrificiul acesta și ar fi pentru un singur om. Deci nu este, pare o risipă, dar nu este o risipă. Da. Să ne ajute Dumnezeu ca să fim oameni care să semănăm, fără să... Uh... Diavolul ne încearcă de multe ori cu o mare ispită. Și aceasta este descurajarea. Ai semănat astăzi, ai pus într-un sol, ai văzut că nu a adus rod, ai văzut și mâine și la un moment dat zici ce sens mai are? Descurajarea. Isus a văzut vreun rod? Sau mai, sau mai este. De semăna sămânță. Mai este o înșelătoria celui rău, de multe ori aparența care e înșală. Mm -hmm. Și este chiar un, un proverb, nu? Că de, multe ori, de foarte multe ori aparența înșală. Așa ne înșală și pe noi, diavolul. Să vedem în anumite persoane, aparent, care n-au niciun interes și să nu le ofer niciun interes. Dar nu. Domnul Hristos a venit și dacă ne gândim la momentul în care a venit starea națiunii la care a venit, starea poporului, conducătorii în ce situație erau, aparent nu, n-a fost nimic. Dar după aceea știm că a fost o recoltă bogată de suflete care l-au primit, l-au acceptat și da, I salvat. Dragi ascultători, ne apropiem de finele primei noastre emisiuni. Vom continua dezbaterea uh, celei de-a doua părți a acestei uh, pilde. Nu înainte de a pune o întrebare ca și o concluzie a acestei prime părți. Poate să fie o întrebare provocatoare pentru dumneavoastră și pentru dragii mei uh, colaboratori de aici. Uh, până la urmă, cine este responsabil, să nu zicem vinovat, că sămânța aduce rod sau nu aduce rod? Cine e responsabil? Semănătorul? Sămânța e de vină? Sau solul? Pentru că la unii oameni, pur și simplu, punile predici simple, au fost oameni care au fost transformați sau penetrați de adevărul simplu al lui Dumnezeu și alții, pur și simplu, e vorba aceea, nici tunetele de pe Sinai, parcă nu i-a mișcat. Cine e responsabil? Cine face diferența? Nepăsător, superficial, pătimaș, oameni serioși? Uh. Așa cum spuneam, noi facem diferența, pentru că, de fapt, se spunea și era foarte adevărat că solul este inimile noastre. Și se poate întâmpla de multe ori, cum vom vedea mai târziu, pământul care a fost încos și care a primit, dar după aceea anumite împrejurări, anumite. Intemperii, anumiți vrăjmași, au făcut ca sămânța aceasta să fie înăbușită. Deci, noi suntem responsabili de uh, atitudinea pe care o vom lua vis-a-vis -vis de uh, semănătorul care ne oferă această sămânță, această șansă a noastră, a schimbării, a transformării și a mântuirii. Da? Uh, aș vrea să spun și eu faptul că. Dacă Mântuitorul nostru este semănătorul, El este desăvârșit, curat, dacă sămânța care este cuvântul Lui este de calitate maximă, nu? atunci rămâne ca responsabilitatea creșterii și aducerii rod să fie a terenului. Ori Dumnezeu a înzestrat inimile oamenilor cu capacitatea de a-L cunoaște pe El, cu posibilitatea de a se identifica cu El, dar și cu posibilitatea alegerii, Așa că omul singur își alege calitatea inimii lui, prezentată, în pildă, prin teren stâncos, teren lângă marginea drumului, teren plin cu spini. Deci, omul, prin reacțiunea dată lui de Dumnezeu, poate să-și curățească terenul inimii și poate, dacă voiește, să primească acest cuvânt al lui Dumnezeu care va aduce viața. Deci, observăm, dragi mei, valoarea, nu? calității inimii omenești. Și această inimă putem să o păstrăm pentru Dumnezeu. Cea mai mare parte a omenirii nu au inimă pentru Dumnezeu. Au inimă pentru plăceri, pentru o viețuire păcătoasă, pentru fel și fel de lucruri rele. însă creștinul autentic pătruns de adevărul lui Dumnezeu își dedică întreaga lui inimă lui Dumnezeu. Terenul acesta și îl pregătește cu mare grijă are mare grijă ca niciun fel de plantă nefolositoare să nu crească în el și are mare grijă ca plantele sădite prin cuvântul lui Dumnezeu să crească și să aducă rod. Deci o responsabilitate maximă putem spune că zace asupra noastră a fiecăruia pentru că fiecare avem inimi care ar trebui să fie dedicate lui Dumnezeu, Spre slava lui, să aducem rod spre slava lui. Așa că, cum spunea colegul Gigi, responsabilitatea este personală a fiecăruia. Și Dumnezeu să ne ajute ca să ne simțim această responsabilitate, să ne onorăm misiunea în fața lui Dumnezeu uh, cu respect și să oferim lui uh, un pământ prielnic pentru ca roada asemănată, sămânța asemănată în pământul inimii noastre să dea maxim de rod. Să dea 100% dacă este posibil. Asta trebuie să fie ținta. Da? Vă mulțumesc pentru gândurile frumoase pe care le-ați transmis în această seară. Vă mulțumim dumneavoastră că ați fost alături de noi și ați avut plăcerea de a ne urmări și vă rugăm ca în continuare puteți să adresați întrebările dumneavoastră, gândurile, sugestiile pe care le aveți și cu drag le vom dezbate în uh, următoarele emisiuni. Până atunci vreau să vă las în compania Cuvântului Dumnezeu. Uh, Ioan capitolul 6, versetul 33 spune Căci pâinea lui Dumnezeu este aceea care se pogoară din cer și dă lumii viața. Să ne ajute Dumnezeu ca această pâine din cer să fie frântă și în viața noastră, să ne dea viață, să ne dea un cel și o țintă, să aducă rod în viața noastră și Dumnezeu să ne ajute ca astăzi să deselenim un ogor nou în care Dumnezeu să-și pună această pâine, această sămânță care să aducă rod spre slava Lui. Fiți binecuvântați, dragi prieteni, dorim ca să avem un moment de rugăciune împreună cu uh, colegul uh, Gigi Cojocaru, iar până atunci Dumnezeu să ne binecuvinteze pe toți și ne revedem cu bine la următoarea noastră dezbatere pe acest subiect minunat. Iubito nostru Tată, cu bucurie ne plecăm înaintea Ta și cu această ocazie să-ți mulțumim pentru cuvântul vieții care îl pui la dispoziția noastră. Să-ți mulțumim, Doamne, pentru că nu ne omiți, ci vrei ca sămânța adevărului să cadă și în inimile noastre și să aducă rod pentru salvarea noastră și a celor din jur. Amen. Îți mulțumim, Doamne, pentru că investești atâta încredere în noi, pentru că vrei ca să faci și din noi niște semănători ca și noi la rândul nostru să putem să semănăm uh, sămânța pe care și noi am primit-o, pe care uh, tu ne-ai oferit-o în dar, pentru ca și alții, Doamne, să poată să se bucure de această ofertă a cerului, să se poată bucura de iubirea ta, de dragostea ta, să se poată bucura, Doamne, de speranța pe care tu vrei să o pui în uh, inimile fiecărui persoane. Rămâi cu noi în continuare, te rugăm în mod deosebit să cuvinteți și pe cei care au fost alături de noi, și cei care poate ne vor viziona. Ajută-ne ca în toate și peste toate să putem să ne dăm seama că este important Evanghelia, este important mesajul pe care tu vrei ca să îl primim fiecare dintre noi. Și este important să ne gândim nu doar la viața, viața aceasta, nu doar la momentele acestea, ci să putem să ne gândim și la veșnicia pe care Tu o vrei să ne oferi fiecăruia. Amin. Încă o dată îți mulțumim pentru toate, rămâi cu noi, binecuvintează-ne pe toți și harul tău și pacea ta să ne călăuzească. În numele Domnului Isus și prin gerfa de pe Calvar îți mulțumim pentru toate. Amin! Amin! Amin!